Astăzi vom testa 1000 de mituri din filme în 50 de ore, iar primul spune că în filmul Atlanta poți folosi o baghetă pe post de armă. Ia! Bă, cum i-a sărit capul, ești de bun! Dacă sparsi sticla cu bagheta, ia! Băi, ești nebun la cap, asta e arma adevărată, frații mei. Mitul e complet adevărat, poți să folosești o baghetă pe post de armă. Hulk este cel mai puternic supererou, Yuli are pumnii lui și hai să vedem dacă îi se transmite puterea lui Yuli. Trebuie să spargi cărămida asta, ia. Hai! Jur! Băi, ești nebun la cap, din a doua încercare a tăiat-o în jumate. What? Mitul e complet adevărat? Nu-mi vine să cred așa ceva, ești nebun? Să vă cumpărați și voi mâine lui Hulk. Bă, te-ai lovit la mâini? Deloc, frate, uite nimic. Hai să continuăm, nu pot să cred. În filme, ci că poți să prinzi pe cineva cu un lasso. Ia, mă, să vedem. Ești gata, Iulică? Da, dă-i, hai. Ce ce fac, Iulică? Bă, ce l-am prins, ești nebun la cap. Mitul e complet adevărat, chiar poți să prinzi pe cineva cu un lasso. Următorul mit spune că prin vesta antiglonz nu poate pătrunde niciun proiectil, așa că hai să vedem dacă respingi această săgeată de arc cu flăcări. Tată, ia. 3, 2, 1, stop! Oh my god! Unde a fost impactul? Nici măcar nu se vede impactul și datorită plăcilor de metal care se află sub ea, uitați-vă cum a respins, băi. Mitul este complet adevărat, dacă nu sunt proiectile din alea mari sau arme strong rău, te ajută maxim vesta antiglonz. Filme, scutul lui Captain America are acuratețe mare și ușor de aruncat. Ia, o să vedem. Trebuie să nimerez manechinul la ea. Bam! Bă, mamă, fix în camera m-a aruncat. Ce? Mama mea, la nimerit, mă, tata, a căzut complet, niște buni. Bine, înseamnă că mitul e adevărat. Din prima, mă, acuratețe mare, frumos, da? Hai să continuăm. Înțestoasele ninja, când aruncă cu un shuriken, trece prin pepene complet și hai să vedem dacă e reală chestia asta și viața reală. Eu zic că e greu să treacă, mă, complet prin pepene. Ia vezi, tată, cum a intrat. Dar doar a intrat un pic în el. Nu a trecut complet așa să iasă prin partea asta. Cred că e imposibil. Doar atât a intrat, doar până aici. Doar vreun maestru de la Chichichan. Da, deci mitul este fals. Cel puțin eu nu pot. În filme poți să bei dintr-o doză dacă îi faci o gaură în ea. Ia, mă, să vedem. Luăm Pepsi-ul ăsta, băgăm aici. Opa, a intrat ăsta. Deja a izbucnit. Chiar merge? Nu prea merge prea bine. Stai să desfacem mai mult. Bă, ia vedeți. Wow, cât dacă o să țâșnească asta pe aici. Mamă, chiar merge, fraților? Mitul e complet adevărat. Nu minte în animeurile alea, bă. În One Piece, Zoro ține o sabie cu gura și reușește să taie cu ea, așa că hai să vedem dacă merge și în viața reală. Ia, mă, băgăm în gură. Ia, 3, 2, 1. Încă o dată. 3, 2, 1. Nu prea merge, frații mei. Mai mult îmi rup dinții cu asta, ești de bun. O să încerci și tata Mițanu, ia să vedem. Ia, mă, să vedem, sunt mai tare în dinții, ia să vedem. Și... Băi! Sabia lui tata Mițanu a intrat, dar nu l-a tăiat complet, practic. Mitul, să zicem, este fals. Nu poți să tai cu sabia folosind gura, nu merge. În filmul Pirații din Caraibii, ei puteau folosi o barcă pentru a putea merge pe sub apă fără să respire, așa că hai să testăm și noi mitul. Mamă! Cred că merge, ești nebun! Băi, ești nebun la cap! Sunt sub apă, bă, băiatule! Mamă, îmi ții mai urechile? Ieși și poți să respire! Mamă, deci mitul este adevărat! Băi, poți să mergi cu o barcă sau ceva de plastic sub apă și să respiri! Holy! În Titanic, Rose îl scapă pe Leonardo DiCaprio tăindu-i lanțul de la cătușe cu un topor. Hai să vedem dacă merge și în viața reală chestia asta. Hai, tata Mițanu! Ia, mă, să vedem! Ușor așa! Aoleu! Mamă! Tata tot încerca să dea destul de tare lanțul ăla, iar după ceva timp i-am zis asta. Haide, mă, putut-o fata și nu poți tu! Haide, mă, că încerc! Hai! S-a enervat un pic după ce i-am zis așa, totuși el a continuat și într-un final... Ia uitați-vă cum arată lanțul, tata Mițanu încearcă de vreo 10 minute și nu merge, nu știu ce lanț avea oia, dar mitul e fals. În filmul Popeye Marinaro, el mânca spanac pentru a-i putea crește puterea, așa că tata va încerca acum să spargă bucata asta de lemn fără să mănânce spanac. Ia! Yeah! Oh! Iar eu voi mânca acum spanac. Mama, l-a spart! Uite, e adevărat, tata. În filmul Singura Casă nu poți deschide o ușă dacă înăuntru e foc, pentru că te frige foarte rău clanța. Tata Mițanu e înăuntru și arde clanța din interior la propriu de vreo 2 minuțele. Și hai să vedem dacă chestia asta chiar frige rău de tot. O să încerc să deschid ușa, dar mi-e frică să apăs. 3, 2, 1, și... Mama, nu m-a frit! Da, asta cred că frige rău de tot. Nu atinge, nu atinge! Te-ai ars la deget, mă! Mitul practic e fals, pentru că doar clața din interior arde rău de tot, asta din afară nu arde, fraților, deloc. În filmele horror tot timpul apar monștri de supat, se spune, și de data asta o să precuiesc pe mama Mițanu cu acest monstru care se află fix supat, ea crezând că eu doar testez încă un mit. Hai să vedem reacția. În filmele horror, mama Mițanu și că tot timpul se află monștri sub pat. Ce părere ai tu de chestia asta? Ei, n-ai, mă, Mițu, măcar asta să filme, mă, ce ia, uite-te! Băi, ce-ai făcut, băi, dar nu mai te termin, mă, cu chestia asta, mă! Băi, frate,
fata. Doamne, e Iuli, mă. Iuli, că monstru. Bă, dar nu liniștiți, mă. Mama, că vine, vă păruiesc acum pe amândoi. În multe filme, atunci când pui limba pe o bară înghețată, ți se lipește limba de ea. Hai, mă, să vedem dacă e adevărat. Luăm bara și punem limba. În Harry Potter există o haină care te face invizibil. Merge și în viața reală, ia-o. Hai să vedem. Ia-i, ia-i. Bă, Vince! Bă, ești nebun la cap, nu vine să cânt. Mito, fac chiar adevărat. Da, subscribe dacă vrei și voi să fiți invizibil așa, ui. Următorul mit e că Superman poate să zboare. Haide, mă, să vedem în cață aici curat. Se pune, mă, parpii sau nu? Ce-i, mă, asta? What the nu se pune, fuck? A picat și mitul ăsta. Acolo jos este ciocarul adevărat al lui Thor și se spune că nimeni nu poate să ridice în afară de el. Ia, mă, să vedem, încerc și eu. Băi, nu merge, nu merge deloc. Haide, mă, ce-a zis? Cum nu puteți? Nu merge. Bă, frate. Bărbații ăștia. Cum o fraților? Doamne. Într-un film, James Bond înoată pe sub apă într-un costum de neopren, iar atunci când iese, hainele lui de sub sunt intacte. Hai să vedem dacă e adevărat. Hai să vedem, tată! Ia, mă, să vedem cum stă treaba, băieți. Facem așa să-i treaba prin noi. Joacă-o pe asta, tată. Și hai să vedem, mă, adevărul. Scoate ăsta, Elica, să vedem dacă e făcătură, mă? E făcătură, bă. Deci mitul ăsta pică, băieți. James Bond ne-a mințit în filmul lui, bă. În filme, atunci când îți scoți ochelarii, devii în stan mai atrăgător și fiți atenți, am nevoie de voi, deci așa arăt eu cu ochelari și așa ară fără. Ziceți-mi în comentarii cum sunt eu mai frumos, cu ochelari, da, sau fără ochelari. Sunt foarte curios să vedem dacă e adevărat mitul sau nu. Decide-vă comentarii pe ăsta. Hai să continuăm. În filmul Prințesa și Broscul, atunci când prințesa pupă broasca, se transformă și ea într-o broască. Avem aici o broască și o să o pup și eu astăzi. Mamă, ce jucăușe. Ține, ține bine gura, că mi-e frică. Mamă, nu m-a transformat. E bine, nu, tată, mitul este fals. Într-o scenă din filmul Singura Acasă ni se arată că e imposibil să urcăm pe scări înghețate. Hai să testăm. Ia, o să vedem un casă și curata. Băi! Băi, ești nebun la cap. Băi, e greu rău de tot. Uite cum îți alunec pe primul pas, dacă pui greu pe gheață. Ia, uitați-vă, băi. Da, e adevărat. În jocurile foamei poți lipi un măr de un perete folosind săgeata unui arc. Dacă nimerezi mărul ăla mic de acolo, sunt șmecher rău de tot. Ia. Am început să trag în continuu până când la propriu mi s-a rupt singura săgeată pe care o aveam, dar nu am lăsat, m-am dus la Decathlon, am luat altă săgeată și am continuat mit. A venit seara, vă rog, eu vreau să testez mitul ăsta odată, să văd cum e. Ia vedeți, frații mei! Băi, ești nebun la cap, mitul e complet adevărat. Fix în măru, uitați-vă cum ține mărul săgeata. Săgeata ține mărul. Săgeata ține mărul, de fapt, da, invers. Mitul e complet adevărat. Lord of the Rings zice de fapte reale, bă. Dacă cumva comiți legalități noaptea, așa cum fac eu aici, Batman o să-și facă apariția. Ce arunci, mă, să mi-ți apă jos? Doamne, stai, mă, că le strâng, mă, așa ai, doamne, le strâng. Le iau cu mâna așa, hai, ușor, dar, oh, oh, mă, că, bă, și ceva nu mai strâng nimic. A, da? Da. În Jurassic Park poți să mănânci ouă de dinozaur și ăsta e cel mai apropiat ou de dinozaur pe care l-am putut găsi. E de 20 de ori mai mare ca un ou normal. Uitați-vă cum arată. Și hai să vedem dacă chiar se poate mânca, tată. Ia, haide, mă, să vedem cât de tare e ouă ăsta de struță. Ia, hai că țin-o de asta. Oh, s-a spart deja? Ia uite-l, tată. Mama, e grijă. Ia uitați-vă cum arată, fraților. Da. Uitați-vă cât de mare e și cum arată înăuntru toată membrana asta. Hai să așteptăm un pic să vedem cum arată forma finală a oului. Am stat ceva timp să se facă imensitatea aia de ou, lua formă ușor ușor, iar după vreo încă 10 minute pune, așa arăta în formă finală. Haide, mă, să vă fac porțile acum, mă, și ia, mă, ia. Ia, Mitru, uite ce puțin, tată. Ia vedeți cum stă treaba, tată. Vă spun mai puțin ție, Iulica, da, versi. Și tata Mițanu, tata. Te bagi? Bă, că și așa am venit la Troia Academy și mi-e foame, mă, mâncă-ți. Mamă, dar te solicită Troia Academy. Fiecare are felie de pâine, mâncați toți, da? Bă, da, mănânc, cred. Haide, mă, mănâncă! Mănâncă, mă! Ia, uite-l, mă! Ce bagă tata Mițanu, e nerăbdător! Am luat amândoi? Ce vorbești, o delicatesă, cum s-ar spune, ești nebun la cap, e senzațional, mitul e complet adevărat, au dreptate, ai Jurassic Park, poți să mănânci o dinozaur, că-ți bune. Cam atât a fost și cu vlogul ăsta, vă aștept eu împreună cu toată echipa din vloguri la Try Academy Dobroiești și la Try Academy Otopeni să descoperiți magia notului la noi. Nu uitați să subscribe, like, v-am pupat, pa!